Eu nu cred că avem motive să fim foarte bucuroși în dimineața aceasta. Prin urmare, stimați colegi, până la finele zilei, vreau să avem situația cu fiecare oate în parte, cu fiecare unitate de învățământ care nu are aviz DSP, cu cauza pentru care nu are acest aviz DSP, cu măsuri care se pot lua pentru a putea să avizăm din punct de vedere al sănătății publice, aceste unități de învățământ. Acolo unde nu avem apă potabilă. Vreau să știu, pe lângă situația pe care am cerut-o cu toaletele, îmi trimiteți situația cu fiecare unitate de învățământ care nu are apă potabilă în momentul de față. Și totodată, până miercuri, un plan de măsuri să vedem cum putem să asigurăm apa potabilă pentru unitățile de învățământ unde nu avem apă potabilă. Solicit prefecților ca până diseară, împreună cu inspectorul general școlar, să prezinte o situație cu toate unitățile de învățământ de pe raza fiecărui oate care nu au grup sanitar în acest moment. Repet, până diseară, o situație cu fiecare unitate de învățământ de pe raza fiecărui oate care nu are grup sanitar. Se va prezenta această situație prin prefecturi și, desigur, împreună cu domnul ministru Breaz, vom face analiza astfel încât să putem prezenta doamnei prim-ministru și să luăm măsuri urgente în acest sens. Totodată, dorim să știm care este situația cu școlile care nu au autorizație în acest moment și care sunt măsurile care se întreprind astfel încât unitățile de învățământ să poată fi autorizate să înceapă procesul de învățământ la timp. Chiar dacă a rămas o perioadă extrem de scurtă până la începerea oficială a anului școlar, vom găsi soluții sau vom găsi cele mai bune soluții astfel încât să putem lua măsurile ce se cuvin pentru ca toate școlile din România să fie pregătite și să fie conforme cu tot ceea ce trebuie pentru începerea anului școlar. Este extrem de important ca fiecare școală din România în următoarea perioadă să fie și să poată să atingă standardele necesare pentru buna desfășurare a activităților.